A revenit în direct imediat și cu prietenul Andrei Duban. Vedem și ce surprize avem pentru el. Până atunci, oameni buni, să știți că eu chiar nu sunt lămurit cum trebuie să-mi încurajez prietenii pe care știu care merg la pescuit. Nu știu, poate dumneavoastră ne puteți ajuta pe numărul de WhatsApp. Știți numărul nostru de WhatsApp, îl afișăm pe ecran, iar dumneavoastră ne trimiteți mesaje și vă mulțumim mult de tot. Cum să încurajez? Fir întins? Mă rog. Cert este că următorul reportaj al colegii noastre, Gabi Marin, are mare legătură cu pescuitul, pentru că sâmbătă s-a desfășurat a doua ediție a ediției Bibaniada, concursul de pescuit exclusiv pentru doamne și domnișoare. Avem imagini de acolo și așteptăm mesajele dumneavoastră pe WhatsApp. E suficient să zicem fir întins sau trebuie alte urări? Când am o zi grea, când am o zi dură și bibanul nu mai vine. Suntem la Mila 23, pe Delta Dunării, unde vom participa la cel mai mare, cel mai tare concurs feminin la pescuit, Marea Bibaniada! Fetelor, ce echipă sunteți voi? Echipa Soarelui! Soarele nu se arată când suntem noi. Văd că sunteți pregătite cu de toate. Ce sunt astea, Liliana? Sunt niște nade la care sper să tragă bibanul, pentru că e pește răpitor și așa am fost eu informată că ar mânca plasticuri dintre astea. De cât timp pescuiești? Nu sunt mare fan al pescuitului, dar aflând de pe Facebook de această manifestare frumoasă, am zis că trebuie să nu ratez experiența asta și șansa de a cunoaște femeile astea excepționale. Mi s-au părut niște femei de toată isprava, puternice, responsabile și n-am fost dezamăgită deloc când am început să le cunosc de aseară până dimineață. Nu am decât cuvinte de laudă și sunt uimită și uluită de ce am găsit aici. Eu am copilărit aici și m-am reîntors... Aici la Mila 23? Da, da. M-am reîntors după 14 ani de București. Pentru mine e un loc magic. Întotdeauna când am simțit nevoia să mă reîncarc, aici am venit și mi-am găsit inspirația de la natură, la oameni, la tot ce am avut nevoie aici am găsit. Ce meserie ai, Liliana? Eu sunt medic stomatolog și am nevoie din când în când și din ce în ce mai des pentru un service, așa, o reparație. Cine ți-a pregătit ustensile? Soțul, ca să nu dimineața să nu trebuiască cu ochii cârpiți să mulinez, să aranjez. Văd că te-ai înstruit aici cu de toate, ai momeli, ai tot ce trebuie. Păi numai în tandem mergem la pescuit. Și de gătit cine îl va găti? Cu toatele o să participăm. Sper să apuc să curăț ce prind. Ce le-ați urat colegelor voastre? De bine. Baftă, cum se spune? Sau nu e bine? Ce, nu e bine baftă, nu? Ceva de dulce pe băț, în traistă. Ați prins ceva, fetelor? Deci prima noastră captură a fost un carac. Am zis că nu-i dăm drumul. Ia să-l vedem și noi. Păi nu e unul, sunt mai mulți. Bravo, bravo, la ce ați dat? La? Râmă. La râmă. Voi ce echipă sunteți? Venus. Mai tare, așa să se audă. Venus. Monica, spune-mi, te rog, ce meserie ai tu? Sunt profesor de limba engleză. Și te-ai gândit să vii să pescuiești. Și am zis că vin alături de ei pentru că nu am pescuit de 20 de ani. Nu ai pescuit? Înainte pescuiai când erai copil? Da, da, mă lua tata la pescuit. Nu e mare filozofie, trebuie doar să bagi o râmă într-un ac. Flori, din câte am înțeles, tu ești localnică de aici, nu? Da. Din Mila 23. Nu sunt din Mila, sunt căsătorită aici. Ești căsătorită aici? Eu sunt din Maliuc. Aha, și soțul tău pescuiește? Nu
pescuiește, el lucrează la Kerhana. Da. El gătește, să înțeleg. Îl gătește. Îl gătește. Da. Tu-l prinzi și el îl gătește, să nu? Sperăm. Italia blănă-i grușă, paplă-le tuman-nădricoi, vă hădi la naveri Catiușa, n-a văsocă-i bereg n-a crutoi. Voi ce echipă sunteți? Superbele. Superbele. Nu se vede. Da, da. Deci uitați-vă la noi cât suntem de frumoase. Priceputele. Da, priceputele. Pentru că noi în final am prins un pește. Da? Dar l-am folosit ca mumeală. Da, ce e cel mai important, trebuie să specificăm că aveți aici și un... Barcagiu. Superb. Mulțumim, eu sunt doar barcagiu, deci eu asistentul. Vă mulțumesc mult. Eu o să vin acum un pic în barcă la voi. Chiar vă rugăm. Da, să fac așa un pic de echilibristică. Stai să nu te prind pe tine. Ia. Să nu te agăți. O să ai o captură. Superbă. De unde ai venit, Alisa? De aici deloc sau? Nu, din partea cealaltă a Dunării, de la Drobeta, Turnul Severin, Mehedinți. Și cu ce te ocupi? În mod normal, în afară de pescuit, că văd că te pricepi. Ocupația de bază se desfășoară în zona montană, iar aici suntem tocmai pentru a stabili o sinergie între zona montană și delta Dunării, pentru că sunt foarte multe lucruri în comun, având în vedere specificul fiecarei zone. Cine te-a învățat să dai așa la bucată de pește? Că am văzut. Am avut antrenor bun. Colegele tale dau la râmă, la momel din alea din plastic, tu... Păi altceva. Am avut captură, să se vadă cine prinde pește până la urmă. Cu ce te ocupi în mod normal? Pe timp de iarnă sunt educatoare și vara lucrez la o pensiune. Am înțeles că ați fost anul trecut campioane. Cum da, a fost anul trecut? A fost super. A fost prima ediție, au fost mai puține echipe și a fost mai mult biban. Câte kilograme? Aproape 10 kg. Am prins 9 kg, 800 sau ceva de gen. Și acum? Cam câte kilograme preconizați așa? Mai puțin. Mai puțin. Nu am mai văzut. Până în 5 kg, cred. Mergi acum și la colega ta. La mama soacră. E mama soacră. Păi de ce nu mi-ai spus așa că e mama soacră? E mama soacră, da. Și cum se numește echipa voastră? Albinuțele. Albinuțele. Pentru că mama soacră se ocupă și cu stupii. Pescuim, dar nu prea este. Nu prea nu este. Prea anul ăsta e slab cu bibăneala. După fluierul de final, fetele au ieșit la mal și s-au apucat să pregătească peștele pentru a-l pune să sfârâie pe grătar. Imediat după au fost premiate și felicitate. Finalistele, campioanele naționale și internaționale. Albinele! Vedeți dacă mâncați miere, prindeți bibani, da? Cum vi s-a părut, doamnă, experiență? Foarte frumoasă, foarte, foarte frumoasă. Încă nu a reușit nimeni să vă detroneze. Nu, nu, mai participăm și la anul. Eu cred că mama soacră a pus un pic de miere acolo. De miere a pus, da, 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 da. Contează. Și albinuțele care am avut numele de participare. Anul trecut am câștigat detașat. Anul ăsta la limită. A strânsă. Da, da, da. Dar ați știut locul secret ce să... Ei, am încercat peste tot, dar așa a fost să fie. Ce a fost al nostru... Ce a fost al nostru să rămână. Felicitări, foarte frumos, doamnele și domnișoarele, la pescuit, bibaniada. Eu zic că, doamnelor, să vă interesați de pe acum și să nu pierdeți ediția de anul viitor.